Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce anume face persoana la care tu te gândești în acest moment în care vizionezi acest videoclip. De asemenea, vom vedea ce gândește, ce simte și cum anume acționează față de tine. Dacă e sincer, dacă e sinceră dacă ar vrea să te caute și nu o face și de asemenea vom vedea și în viitor ce gânduri va avea față de tine, ce va simți și cum anume va acționa în legătură cu tine. Hai să vedem, a ieșit deja un mesaj, dar simt nevoia să mai amestec puțin pachetul. Hai să vedem. Te rog să te gândești la o persoană, fie de dragoste, fie un prieten, fie cineva care te interesează. Să vedem. Bun. A început citirea. Asta este. Hai să vedem. Ce gândește cealaltă persoană, ce simte în general și ce face în acest moment. Bun. Of! Da. Uh, Dragilor, aici văd foarte clar că această persoană, da, de care tu întrebi, uite, e undeva la distanță de tine. poate chiar are un copil într-o altă țară sau un copil care studiază undeva la nivel înalt și văd că ajută această persoană. Văd pe cineva care are legătură cu un copil sau poate chiar e cineva care. nu știu dacă sunteți împreună, văd aici că da, se gândește la tine, se gândește pe un termen mai lung, dar în general, momentan, este foarte prins în legătură cu o situație care durează de mult timp în viața lui sau în viața ei și e ceva important. Văd aici că, în momentul de față, ori vorbește cu un copil care e în altă țară sau care studiază, cineva care are niște probleme. Văd aici, da, o legătură cu zodii de apă foarte puternic: rac, scorpion, pești. Hai să vedem ce simte, da, în general vorbim ce simte. Așa, apoi vedem exact și față de tine. Păi ce simte, uite, valetul de cupe, 9 de monede și. Uh, Regele de băte. Pe această persoană se simte foarte bine, se simte împlinită, simte care are tot ce trebuie. Văd aici iarăși o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Vezi că, nu știu, mai ales dacă ești femeie, vezi că aici e un bărbat căruia îi place foarte mult să-și trăiască viața. Îi place foarte mult să trăiască momentul, să râdă, să glumească, să se simtă bine. Este o persoană foarte activă, care nu are stare. Uh, dar în momentul de față, văd că se simte foarte împlinit, se simte foarte bine, deci nu văd probleme. Ce face în momentul de față? Păi uh, văd o bucurie mare pe care o are și o decizie pe care o are de luat în legătură cu o poveste de iubire. Dacă sunteți împreună, aici văd că e posibil să mai fie o persoană în această relație. Mai ales dacă tu intuiești acest lucru, da? nu e valabil pentru toți. Cei care vă aflați într-o relație de triunghi amoros, păi în momentul de față această persoană cam nu prea știe ce să mai aleagă, nu prea știe ce să mai facă. În general vorbind, poate chiar are o petrecere, are o bucurie în familie, undeva anume. Poate nu știe ce să facă, să te sune, să te caute, dar totuși, repet, eu mai văd că mai sunt și alte persoane pe aici prin zonă. Fie sunt rude, pentru unii, că nu e vorba de înșelat pentru toată lumea, dar dacă tu intuiești, bănuiești, cam așa este nu? Hai să vedem mai departe, ce gândește față de tine, ce simte față de tine, cum anume acționează față de tine, dacă e sincer, dacă te minte Hai să vedem Hai să vedem ce gândește față de tine. Ok. Foarte interesant. Justiția avem aici iarăși, o legătură cu o balanță. Păi, uite, față de tine chiar vrea să fie foarte sincer, da? Steaua, o legătură cu un vărsător, șase de spade. Poate își dorește să faceți o călătorie împreună, își dorește să mergeți undeva împreună. Pentru unii, văd clar aici că e vorba de o relație la distanță și această persoană vrea să ia o decizie, vrea să vadă cum anume poate să găsească această soluție. Ce gândește față de tine? Păi e patru, ăsta de cupe, care îmi spune mie că nu prea-i place ceva anume. Da? Uh, poate chiar nu prea-i place faptul că mereu se redeschide un subiect. Pe de o parte vrea să se vadă cu tine, pe de altă parte nu prea vrea, pentru că apare judecata. Nu știu, ori aveți un subiect pe care îl deschideți, pe care îl abordați mereu și care nu convine. Pe de altă parte e vorba de faptul că această persoană cam, nu știu, vrea să trăiască momentul. Repet, e o persoană foarte energică, o persoană care îi place foarte mult să discute tot felul de lucruri, să încerce tot felul de situații noi. Pe de o parte vrea să se vadă cu tine, pe de altă parte nu prea vrea să se vadă cu tine. Se simte foarte bine alături de tine, îi dai energie, îi oferi încredere. Dacă ești despărțit sau despărțită, să știi că parcă vrea și nu vrea această împăcare. Pe de altă parte se simte atras de tine, vrea să se împace, pe de altă parte nu prea vrea. Hai să vedem ce simte. Păi avem puterea, o legătură cu un leu. Această persoană se simte foarte atrasă de tine. Foarte atrasă, însă se simte și provocată. Zece de monede, regele de monede, uite, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn sau chiar putem să discutăm aici despre o persoană pe care te poți baza, are față de tine niște sentimente stabile, în schimb se simte și provocat câteodată. Uh, vrea ceva stabil, dar parcă este teamă, da? parcă nu știu, e ca și cum vă întâlniți să petreceți timp frumos împreună, să vă plimbați, să mâncați ceva, să discutați și parcă deodată apar tot felul de lucruri. Și din acest motiv, această persoană nu prea dorește această revedere. Da? Își dorește o casă, își dorește familie, ceva stabil cu tine și în momentul de față, ce face față de tine? Magicianul, 4 de monede și cu 8 de monede. În primul rând, îmi vine aici să transmit că parcă îți pregătește o întâlnire, îți pregătește o revedere, dar în alte cazuri e clar vorba aici despre o situație în care uh, această persoană parcă încearcă să te convingă, încearcă să te manipuleze, da? încearcă să te... Uh, cum să explic eu, să nu te lase să pleci, e ca și cum ar vrea să te țină doar lângă el sau doar lângă ea, încearcă să te convingă de un anumit lucru. Nu vrea să renunțe la tine, dar nici, văd aici că nici nu prea știe da? foarte bine ce vrea. Îl lucrează la ceva, îți pregătește ceva anume. Hai să vedem în viitor da? ce va gândi, ce va simți față de tine, cum va acționa. Hai să vedem în viitor. Ce se întâmplă? Ce va gândi față de tine? Ce va simți și cum anume va acționa? Chiar sunt foarte curioasă să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem. Ce avem? Ce va gândi? Va gândi că îi ascund niște secrete și va fi foarte mult pus pe gânduri. Uite. Wow! Păi avem aici 6 de bâte. În viitor această persoană, uite, își va dori să mergeți împreună într-o vacanță sau într-un loc foarte cunoscut. Mai văd aici o întâlnire într-un centru comercial sau într-un loc foarte cunoscut. Totuși văd că apare aici o mutare, o schimbare, apare ceva interesant. Ce va gândi față de tine în viitor? Păi în primul rând avem Marea Preoteasă. Valetul de spade și cu patru de spade. Această persoană în viitor va considera că tu îi ascunzi niște lucruri, da? Și va încerca să afle tot felul de chestii. Poate îți schimbi comportamentul, poate nu mai vorbești cu el sau cu ea, poate relația devine mai frumoasă, dar. Ce pot să-ți spun sigur e că această persoană va avea o atracție față de tine mult mai mare, uriașă, efectiv, în viitorul apropiat sau chiar într-un viitor puțin mai îndepărtat. Parcă te va spiona, va încerca să afle mai multe lucruri despre tine, va încerca să, să știe tot ceea ce faci, da? pentru că e clar aici că te va spiona, va vrea să știi tot. Să, să, știe tot. Hai să vedem ce va simți această persoană față de tine și aici avem cavalerul de băte, 8 de băte și cu diavolul, o legătură cu un capricorn. Dragilor, multă atracție, multă atracție erotică, chiar și iubire poate să fie. E pasiune foarte mare din partea acestei persoane față de tine, da? În viitor, da? Momentan parcă e plictisit, momentan parcă vrea ceva acțiune Și se pare că va avea parte de, de acțiune Nu știu despre ce-i vorba, tu știi ce vrei să faci Dar văd clar că în viitor această persoană va face orice numai să nu-ți dea drumul Mai văd și gelozie pentru alții da, Se va gândi că ești cu altcineva Regele de spade, păi uite, va încerca să clarifice lucrurile cu tine Va încerca să-ți demonstreze că vrea ceva serios de la tine Uh, va lua lucrurile încet și sigur. Uite, 10 de bâte. Uh, va lupta din plin pentru tine, va lupta cu toate forțele pentru a te ține alături. Da? Dar se va simți foarte obosit. Foarte obosit. Mi-a ieșit cartea asta geloziei mai devreme, acum când a sărit și nu știam dacă să o iau sau nu. Gelozie. Uite, văd aici gelozie. E ceva legat de o căsătorie, nu știu, cineva nu vrea căsătorie, cineva nu vrea ceva serios. Ia să vedem în viitor, de ce e zecele ăsta de bâte, ce e atât de apăsător oare? Ia să vedem noi. Păi e o pierdere, cineva nu vrea să piardă, această persoană nu vrea să piardă, uite, ceva legat de bani nu vrea să piardă ceva important pentru el sau pentru ea. Asta se vede foarte clar aici. Uite. Poate niște minciuni da, care îl doboară sau niște minciuni care o doboară și e ceva legat de o firmă, ceva legat de o femeie mai în vârstă. Atenție aici să nu fie făcute și alte chestii. Să știi că această persoană nu va mai suporta mult să stea aici să sufere și va acționa. Na, uite, pot apărea și probleme de sănătate cu această carte. Cum va acționa? Hai să vedem. Prin credință va acționa. Uite, la o zi sfântă să știi că se întâmplă ceva care rupe pur și simplu toată situația. E ceva ce tu oricum intuiești, da? E, e în cadrul unei întâlniri pe care ori tu o vei avea cu cineva, cu niște prieteni sau cu rudele Ori în cadrul unei întâlniri pe care o vei avea cu această persoană Împreajma unor sărbători sau ceva de genul acesta Atunci lucrurile se finalizează pentru că e prea mult pentru această persoană E prea mult, nu poate să mai ducă și se clarifică Și uite ce surpriză apare aici legată de casă, legată de bani Legată de o speranță mare, de un nou început, ceva legat de zona justiției. Foarte interesant. Bun. Pentru tine, cum o să fie toată povestea? Pentru tine, uite, pentru tine e cu schimbare mare, mare, mare și e cu o bucurie neașteptată, cu un nou început. Deci e de vin. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Dacă ești interesat, te aștept și la previziunile pe Zodii de pe celălalt canal și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.